Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre împărțirea fracțiilor decimale. Pentru început, vom enunța regulile de împărțire ale fracțiilor decimale la un număr natural, ale fracțiilor decimale simple între ele și ale fracțiilor decimale periodice cu fracții decimale simple sau fracții periodice. Așadar, pentru a împărți o fracție decimale la un număr natural, se împart numerele ținând cont ca în momentul în care se ajunge la virgulă, aceasta să fie trecută la rezultat. Dacă numărul natural este de forma 10 la puterea N, atunci virgula se mută spre stânga peste atâtea decimale cât este puterea lui 10. Dacă nu există suficiente zecimale sau cifre, completăm cu zerouri. Pentru a împărți două fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule, se înmulțesc ambele numere cu o putere a lui 10, astfel încât împărțitorul să devină număr natural și apoi se aplică regula de mai sus. Iar pentru a împărți două fracții zecimale periodice sau o fracție zecimală periodică cu o fracție zecimală simplă, vom, le vom transforma pe ambele în fracții ordinare. Pentru a ilustra aceste reguli, am ales câteva exemple pe care le vom calcula împreună. Așadar, 23,5 împărțit la 5. 5 în 23 se cuprinde de 4 ori, 4 ori 5, 20. Ne rămâne 3. Îl coborâm pe 5. Am ajuns la virgulă, așadar punem virgula la rezultat. 5 în 35 de 7 ori, 7 ori 5, 35. Și am efectuat împărțirea. 32,4 împărțit la 100. Avem două zerouri, deci vom muta virgula spre stânga peste două cifre și vom obține 0,324. însă în exemplul următor 2,3 împărțit la 100 nu avem suficiente cifre. Avem două zerouri și o singură cifră peste care putem muta virgula. Nu este nicio problemă deoarece completăm cu zerouri. Deci 320, Zero, adică 0, adică 0,023. Pentru a împărți fracții decimale simple, vom rezolva împreună următoarea problemă. Ce preț are un metru pătrat de faianță, știind că o cutie de 10,8 metri pătrați costă 49,68 lei? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să efectuăm împărțirea 49,68 la 10,8. Conform regulii, trebuie să înmulțim ambele numere cu puteri de ale lui 10, în așa fel încât împărțitorul să devină număr natural. Așadar, înmulțim cu 10. Vom avea 496,8 împărțit la 108. Și acum efectuăm împărțirea. 108 în 496 se cuprinde de 4 ori, 4 ori 108, 432. 4, 6, îl coborâm pe 8, am ajuns la virgulă, punem virgula la rezultat. 108 în 648 de 6 ori. 6 ori 108, 648. Așadar, 4,6 lei costă un metru pătrat pentru a înmulți. Fracții decimale periodice le vom transforma în fracții ordinare. Așadar, se consideră numărul 1,0 și 15 în perioadă. Ce valoare are numărul de 2,5 ori mai mic? Trebuie, deci, să facem 1,015 împărțit la 2,5. Vom transforma ambele fracții în fracții ordinare și vom obține 1005 Supra 990 împărțit la 25 pe 10. Pentru a împărți două fracții ordinare, ne readucem aminte că trebuie să o copiem pe prima și să o înmulțim cu a doua răsturnată. Efectuăm apoi simplificările. Se simplifică 10 cu 0 de la 990, 25 cu 1005 prin 5 și rămâne. 5 și 201 și 201 cu 99 se simplifică din nou prin 3 și rămâne 33 și 67. 67 ori 1, 67, 33 ori 5, 165. Vom obține așadar 67 supra 165, rezultatul dorit. Aceasta a fost lecția despre împărțirea fracțiilor zecimale. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!